Hai salut frățiori și bine v-am regăsit. Bă, a ajuns momentul adevărului. Face și noi 2G-uri sau sal? Tu ce zici, busule? Ne dat recompensă? Facem, bă, dar nu mi-e ce provocare asta, mă. Ce provocare? Asta cu metinele. Dar nu știu, bă, cred că-ți trebuie totuși cu 5 cu 5. Dar am văzut că mi-au mai scris oameni pe live că i-au făcut, gen, și-au spart din alea de nivelul lor și tot n-au primit-o. Probabil trebuie să aștepți ceva timp după ce ai terminat-o, știi, să-ți o dea. Că și la aia cu calul, eu când am avut militarul, am putut să iau aia cu calul. Eu când am făcut 70. Na, da. Interesant. Eu la militar, în puii mei. Na, bun, facem combinația aia. Sufletul lupului roșu citit cu concentrat și exo, suflu citit numai cu asta, punem una cu una. Așa. Stai că de fapt, nu, tot trebuie să le pun una cu una. Bă, din câte mă aduc, oameni ce mai trebuiau fix 17 sufletul lupului roșu. La ăsta. Și să nu rămân aibă acum că una, că n-am chef să mai caut după cărți. Bă, dar suflu, nu că se suflu, să-mi bag piciorul, zici că e mai ceva decât sufletul lupului roșu. Păi nu prea ia lumea cărzii în alea, sincer, că nici nu le iau de pe jos. Păi să-mi iei pe suflu, și sușie. Dar n-ai destule? Nu. Mamă. Dar la câte le-ai luat? La 10.000, a? 200, 300. Serios? Da, suflu. Păi nu, la mine... La mine incizia, vârtejul, iure și toate alea sunt 20 campui mei și au da, 3 da, milioane. Da, interesant să pune, pe cineva Dălican nu ia cărțile Dălican, știi, ia incizia și vârtejul, ce pune mea. Că și eu la început am pus sufletul roșu scump, că am zis că uite câți Dălicani se cumpără, că e cererea mare. Sunt cumpărat, am zis și la 2 milioane sufletul. Ia uite. Și, opa. Și după să văd cu câte nebunii de-astea rămân. Dar cred că fac și acum, și cu geul și la suflet, la suflu, pardon. Cred, sper. Na bun, prima dată cred că merge să îi dăm fără citite, fără exo-uri. Te vedem, ce o să iasă? Mă duc după exo și concentrate. Stai, unde n-ai băi administrator? Nici acum n-am învățat harta asta. Deschide. Deci mai am. Ușa creștină. 20. 21. Ioi, când o să rămân fără exo-uri. Mi-a trebuit să cumpăr exo-uri. Eu-s redus mental. În loc să-mi cumpăr cașmir pe contul de shop, mi-am cumpărat sticlă negoț cu JD-urile. Păi mai cumpăr una, așa e. Dacă n-ai fost mamă, coaie, ce rușine. Dar cum am ajuns eu la performanța asta? Ce performanță? Să am 66 de concentrație și 41 de exo-uri. Bă, ar fi frumos. Mi-o dat cu virgulă, tata. Hai să dau unul de ăsta. Sufletul lupului roșu, încă 6, bun. Suflu, eșuat, am înțeles. Așa. Bă, dacă nu bai știi degeaba. Bă, nu vorbim. Ai încredere. Avem nevoie de încredere. Eu la incizie din 20 exo am făcut 3. Asta trebuie băgat aici cu combinație. Ai de capul meu, deja 3 din 3 eșuat. Ți-am zis. Le-au pasă 30. Stai așa să am zis țigara. Na bun. Pac. Încă 3. Mamă, ce moment suflul ăsta, nu-i adevărat. Uite, acum a reușit, bă. Acum a reușit prima. Ia. Uite că a reușit una după asta la suflu. Bă, nu mă nebuni, nu
mă, nebunii. Uite, Gheare, bă, cu 40 medie. Da, oricum Gheare. Uite, bă, au mers 4 una după alta la, la bă, secret. Las-o, drag. Nu cred. 5 una după alta. Bă, da, bă, dracu. Acum mă și pregăteam, era imposibil să nu mă chiar așa. Cum dracu, mă? Ok, acum, dau, îi dau, îi dau, a, și ăsta cu, îi dau și ăsta cu concentrat. Asta că am băgat. Ce naiba, numai sufletul lupului roșu, nu ne-am pus în ordine aici, fac. Așa, încă 6 pentru 16, cât mai trebuie la suflu. Și mai am 21 de exo-uri numai. Dacă le dau cu concentrat, ăsta îl dau cu concentrat. Dau ăsta cu concentrat. Ăsta cu exo simplu. Ah, cu eșuat. Exo simplu. O reușit, bun. Acum rapid, pac, o eșuat, o reușit și asta, bun. Nu. Îi dau și ăsta cu concentrat. Sunt cu concentrat la roșu. Și fac acum un exo rapid. Ah, cu eșuat, fac. A, eu am făcut deja G la... Eu am făcut deja G1, bă, că mi-aș. Bă, dar nu-i bine în puii mei, stai să comut în puii mei, că mai trebuie... Dar nu mai trebuie, de fapt, exouri în puii mei, că nu mai e scări și așa. Mai am 9, stai să văd. Mai trebuie... Aaaa, aproape G1 și la ăsta la alt. Așa. Am făcut M10. Oh, domnule Busu! Bine ai venit printre noi! Am făcut și-o făcut, așa am să vin și eu. Îmi mai las, cred că, 5 exo-uri. Pentru ăsta. Bă, că n-am prins evenimentul ăla cu exorcizări în pui mie. N-am fost pe fază. Stai, ce fac eu aici? Am făcut G1 SS-uri. Eu n-am SS-uri, bă. 8 SS-uri. Ia să vedem sufletul lui. Yeee, G2! Stai că am și eu, cred că, SS-uri. Dar nu cred că-mi trebuie să... Oh, G3! Păi nu-i bine, bă, dacă-ți reușesc acum, nu te bucura. Oh, eșuat. Sufletul lui curiosul. Bucură-te să-ți eșuezi acum. Yeee, au reușit! Lasă-mă să meargă tare, dracu. Da, să-ți eșeze la PM, pui mei, să bagi 30 de boabe. O fac. Menul G5. O mers în G5, e bine. Nu-i da, mă, cu boabe, dau așa frumos. Câtă valoare? 432 valoare atac. Mai pun și colierul. Skin. A, mă las skin-ul Gabriel, mă, și colier. Și cercei. 440 valoare atac la G5. Mai trebuie câteva cărți la mărit. Și vă rog frumos să lăsați în secțiunea de comentarii. Stai că mai pot cumpăra câte o carte de fiecare în primul turn, n-am citit atât. Bă, ai mai găsit dinți? Ce dinți? Dinți de orc. Ieri. Adică azi am dus biologul, sper. Dar erau azi dimineață la 400.000. Trebuie să-mi cumpăr și eu un pui mea, că eram uitat să duc. Păi și eu două zile am pierdut. Bun, deci trebuie să cumpăr o sfârșie. Recază licanul, abilități. Cărți abilității. Săritura nu, săritura nu. Mamă, ia, prinde săritura lupului, bine care le strâng. Deci o sfârșie. Uite un dinte. Un dinte pe jos. Dinte și sufletul lupului indigo. Sufletul lupului indigo. De la are rost să-l faci. Bă, îți dă blocare în puiul meu, cum îți intră pe Titan gen. Dar nu era faza aia că îți crește expunerea ca la iure sau ceva? Nu. No. Dar sufletul lupului roșu scria ceva de genul în puii mei și se înțelegea că îți cade apărarea ție, dacă încolo scădea apărarea oponentului și când încolo e pătrundere.
Că de nu înțeles niciodată de ce nu rezista Elican așa de bine. Și atunci când bătea Gabi în V4, gen nu rezista cum rezistam eu, știi? Gen luat mult de mii și aveam la fel tot. Da, și credeam că un skill. Gabi, atunci la început când am dat level, gen Gabi avea și buff și apărare și avea mai la fel fulgerul, știi? Păi n-avea apărare în puii mei. Păi Gabi stătea cu coiful plus 0 și scutul plus 4 și armură de level 0 plus 0. Aaa. Păi și eu nu puteam să bat cum trebuie la asta și când am făcut scutul plus 9, am făcut coiful plus 4 și alea. Bă, da, armura plus 7 s-o sunt o grămadă. De la 200, apărarea mult. Dai, de la 250 m-au crescut la 450. Da. Important, bă, important. Păi biologul. Cam cel mai important biolog. A, da, și știți că am bonusat frizuri. Aparent am prins pe costumul Avalon 15 vânt, 10 diavol. Nu e incredibil, dar mie îmi place foarte mult cum arată costumul ăsta pălicantat. Ia de aici. Nu știu cum și-o înghesat-o pe cap, ce-o făcut în puii mei, de asta nu-i coif. Să fie cu pardon, ăsta nu-i coif. Așa. Ia să vedem acum. Prima dată Indigo. Oh, M3 la Indigo. Oh, eșua dinții. Oh, reușit sfârșia. Deci cred că la sfârșit o să facem următorul gen. Băgăm acolo una bucată de ăsta, biologul, dinte de orc, ai găsit un dinte, da, am găsit un dinte, e de calitate, încă 6 de dus, Mai avem de așteptat 21 de ore și 59 de minute. Doresc să folosești opționarea de 20%? Da, chiar doresc, 17 ore. Le folosește, nu ne mai trebuie. Și acum? Da, spiralele alea spune să bagi una de 30 și una de 20 ca să duci 2 pe zi. Siri, please set an alarm in 70 hours and 35 minutes. Așa, pune-te acolo. Ok, nu că ai chest set de alarm și pui mei, nu fi nebună. Femeie, robot. Bă, frățări, astea fiind spuse, eu vă urez că o să rămână în continuare toate cele bune și să ne auzim cu bine. Ia de aici pe U! AGU, pardon! Vă urez o seară! Vă urez o seară!